Dragi urmăritori, vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Având în vedere că în prima parte a emisiunii am discutat despre dinamicile generale care au impactat domeniul energetic și au generat creșterile de prețuri, aș vrea ca în următoarele minute să discutăm despre facturile la energie, despre relația contractuală cu furnizorii. Pentru că creșterea asta a prețurilor a dat peste cap tot sistemul energetic, iar facturile adesea au crescut mult mai mult decât a crescut efectiv prețul la energie. O primă întrebare pe acest subiect. E foarte important să știm cum citim o factură. Dacă în urmă cu 2-3 ani era foarte simplu, era emisă factura, o primeam prin poștă, o citeam, vedeam suma, iar apoi mergeam și achitam respectiva factură. În schimb, odată cu liberalizarea pieței, facturile au devenit mult mai complexe. Dacă nu ai cunoștințe în domeniu, dacă nu ești instruit, aproape că nu înțelegi informațiile cuprinse într-o factură. V-aș ruga în următoarele minute să ne dați câteva indicii despre cum am putea să înțelegem mai ușor o factură. De exemplu, o factură la gaz. La gaze naturale este foarte important să ne citim noi, să trimitem noi ca și consumatori casnici autocitirea. E primul sfat pe care l-aș da. Pentru că de multe ori apar diferențe foarte mari și valori mari ale facturilor, pentru că nu se trimite acest consum real, ci furnizorul estimează pe baza unui istoric de consum pe care îl are în sistem. Acesta ar fi primul pas. Pornim de la index. Pe fiecare factură avem indexul cu care începe și indexul de final al perioadei la care ne raportăm. Diferența dintre cele două e o cantitate în metri cubi. Această cantitate trebuie înmulțită cu o valoare, PCS se numește, nu o să intrăm foarte mult în detalii, este puterea calorifică superioară, pe care tot așa e o valoare care se găsește pe factură. Deci diferența dintre index și înmulțită cu valoarea PCS ne dă o cantitate în kilowați și aceea se înmulțește cu prețul. Acum, prețul de furnizare pe facturile de gaz pot să aibă incluse și celelalte tarife, depinde de furnizori. Unii furnizori au un preț total, care înseamnă prețul de furnizare, tariful de transport, tariful de distribuție, alții le au defalcate. Toate aceste componente intră în prețul de contract, așa se numește, al gazelor și se înmulțește cu această cantitate în kilowați. Cu alte cuvinte, noi în fiecare lună ar fi indicat să ne citim indexul de pe contor, să notificăm furnizorul, iar diferența dintre consum o putem face scăzând valoarea din momentul de față minus valoarea de acum o lună. Da, și așa vom ști chiar și înainte de a primi factura, cât aproximativ, cât urmează să plătim. Și spun aproximativ pentru că e acea diferență de la lună la alta la valoarea PCS. Nu e o diferență mare. Ca să ne putem face un calcul estimativ care va fi foarte aproape de adevăr dacă folosim valoarea de 10,5 a PCS-ului. Au existat situații în care citirea nu s-a realizat de către furnizor decât la un interval de 6 luni, trimestrial, semestrial și așa mai departe. Uneori chiar și mai mult? Uneori chiar și mai mult. Și au venit regularizări, factura de regularizare cu niște sume astronomice. În cazul acesta, dacă citim lună de lună, nu avem cum să ne confruntăm cu o astfel de situație, nu? Așa este. Asta e cel mai important lucru. Să trimitem autocitirea. Fiecare furnizor are un anumit interval în luna, într-o lună în care consumatorul casnic poate să își trimită acel index. Dacă îl trimite într-o altă perioadă decât cea stabilită, nu mai este luat în considerare.
Deci trebuie să fii atent la, probabil sunt 5 zile sau... Două săptămâni în care poți să trimită. Există mai multe posibilități pentru client să transmită indexul pe platformele online ale furnizorilor. Aproape toți furnizorii au astfel de platforme. Pentru persoanele care nu reușesc să gestioneze o astfel de platformă, există posibilitatea prin SMS. Am observat la anumiți furnizori că și prin WhatsApp. Deci, efectiv, pe un număr de telefon poți să trimiți indexul. Eu ce aș recomanda în plus față de, ca o completare, să spun, la index, e foarte important. Și o să vedem în partea cealaltă a emisiunii o analiză pe care am creat un fel de analiză... Studiu de caz, exact. Pe factură sunt foarte multe informări. Sunt foarte multe informări primite din partea furnizorilor pe care... Exact cum am spus și data trecută când am participat la emisiune, toți ar trebui să conștientizăm și să fim autodidacți și să învățăm câte puțin în fiecare zi pe partea aceasta de energie, pentru că astfel de lucruri ne vor costa. Cu alte cuvinte, e și de responsabilitatea noastră să ne urmărim consumurile și să notificăm furnizori. Exact. Plus că pe piața liberă, aici cumva a fost probabil șocul ăsta prea mare pentru casnici. Înainte, în piața reglementată, era același preț, gaz, energie și, exact cum spuneați anterior, nu aveam o problemă cu facturile de energie și gaz, în sensul în care veneau, era o normalitate, veneau, le plăteam și prețul era liniar. An de zile, de fapt, după Revoluție, au fost prețurile liniare. Nu au fost creșteri sau scăderi de așa natură încât să influențeze bugetul unei familii. În schimb, după liberalizare, fiecare a fost pe cont propriu și a trebuit să-și creeze analizele proprii, a trebuit să identifice furnizori, să primească oferte, să le compare și să vadă care este cea mai bună soluție pentru el și pentru bugetul lui. Multe informații în foarte scurt timp. Exact. Bun, dar cu toate astea, că sunt oamenii citesc indexul trimit către furnizori, au existat cazuri în care au primit facturi de câteva mii de lei. De exemplu, la un apartament de bloc, o factură de 4.000 de lei. Ce instrumente au la dispoziție consumatorii în cazul în care se confruntă cu alte astfel de situații? Care e primul pas pe care trebuie să-l fac? În primul rând, prevenția. Asta o spunem totdeauna. Prevenția în sensul în care orice notificare primită din partea unui furnizor cu care ai încheiat contract, acea notificare trebuie citită foarte bine. Dacă nu se înțelege exact ceea ce vrea să-ți comunice furnizorul, întreabă, sună la furnizor, nu știu. Trebuie înțelesă foarte bine notificarea, pentru că de acolo pornește totul. Și să vă dau un exemplu. În cazul în care avem încheiat un contract pe o anumită sumă, contractul acela expiră. În piața liberă, eu trebuie ca și casnic să îmi găsesc un alt furnizor. În momentul în care, înainte cu o lună, cu 10 zile, cu 5 zile de a se termina perioada contractuală, furnizorii au început să transmită notificări de modificarea prețului din contractul existent, pentru că se încheie contractul și începe o altă perioadă. Dacă nu se răspunde notificărilor acestora, automat prețul va intra prin acceptarea tacită. Adică nu mi-ai dat niciun răspuns, înseamnă că ești de acord cu condițiile și cu noul preț pe care ți l-am propus, și închem contractul pe o nouă perioadă contractuală, de 6 luni, de un an, de cum o fi. Asta e unul din motivele pentru care foarte multă lume s-a trezit cu facturi mari, pentru că furnizorii le-au transmis dintr-o dată o creștere de preț, poate dublă sau de triplă. Ei nu au știut, nu au luat în seamă acele notificări și aici să știți că sunt și persoane juridice. Întâlnim foarte des în care nu iau în considerare astfel de notificări. Facturile știm foarte bine că vin de-abia după o lună și ceva după ce ai consumat și s-au trezit cu niște facturi foarte mari. Așa că primul pas ar fi prevenția, al doilea pas... Studierea facturilor. Exact. Și studierea ofertelor de pe piață. Este un lucru destul de complicat, în sensul în care necesită timp, dar este posibil. Diferențele la un moment dat între 6 furnizori pe piață erau duble. Exagerat de mari. Doar punând ofertele în față
și notându-ți prețul pe o altă foaie, simplă, nu trebuie analize complicate. Îți dădeai seama că diferențele sunt majore. Și puteai să știi exact pe care să te duci. Bun, ca să atins subiectul ăsta al diferențelor majore între furnizori. Un client nemulțumit, ce poate să facă ca să-și schimbe furnizorul? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze? În primul rând trebuie să ceară oferte sau să verifice el. Un consumator casnic poate să intre pe ANR, este un comparator de oferte, și acolo vede ofertele diferitor furnizori în funcție de criteriile pe care și le alege. Asta ar fi primul pas, să ceară oferte. Bine, perioada aceasta chiar actuală, foarte multe lucruri nu are de făcut și furnizorii acum nu se luptă ca să-și obțină clienți, deci nu sunt prețuri foarte bune în piață. Dar vorbim la modul general. Da, ce are de făcut? Nu există oferte mai bune ale furnizorului decât prețul plafonat. Da. Bun, și dacă există persoane care nu sunt familiarizate cu tehnologia, nu poate să intre pe site-ul ANRE, nu au ajutor, stau undeva în mediul rural, nu au acces la internet, ce mijloace au la dispoziție? Din păcate, doar vizita la centrele cu relații cu clienți ale furnizorilor. Deci, practic, statul nu le oferă consultanță sau nu îi sprijină în... Nu există un număr verde prin care ar putea să sune cineva și să se intereseze. Există site-ul ANR, unde este acest comparator de tarife, însă și acest comparator de tarife nu este chiar actualizat. Și nu este actualizat cu ofertele din piață zilnic, săptămânal, mai ales în această perioadă. Și nu-i condamn nici pe ei, nici pe furnizori, pentru că au avut o sarabandă de schimbări legislative și de o nebunie a creșterilor de prețuri, încât nici ei nu au putut, probabil, să fie la zi cu toate aceste schimbări. Bun. Să zicem că consultăm site-ul ANRE și găsim un furnizor care ne e pe plac, avem tarife mai bune, condițiile contractuale ne favorizează. Noi, la discuțiile pe care le purtăm în momentul semnării contractului, putem să negociem chestiunile stipulate în contract sau acestea sunt prestabilite, noi doar semnăm, acceptăm și asta e tot? În principiu putem negocia, dar asta nu înseamnă că o să avem și succes. Din păcate, rata de succes este aproape zero. Pentru consumatorii casnici... Care consumă puțin. Da. Dar în cazul consumatorilor non-casnici, există care au volume mari de... Da. Categoric se negociază. Acolo se negociază clauze contractuale, perioada de plată, efectiv prețul, dacă există un preț fix sau un preț variabil. Au fost foarte multe creșteri de prețuri pentru persoanele juridice datorită unui articol din contractul cadru al aproape a tuturor furnizorilor cu modificarea circumstanțelor. Asta înseamnă că orice mișcare economică le poate da dreptul furnizorilor să vină și să mărească prețul de furnizare. Fără niciun indicator. Nu am văzut niciun indicator primit din partea unui furnizor ca o motivație, o motivare a acestei creșteri de prețe. În schimb, nu am observat, în momentul în care piața, anii trecuți, nu ne referim acum aici într-un caz, nu am observat sau au fost foarte rare cazuri în care furnizorii au venit și au spus: pe acel articol cu modificarea circumstanțelor economic, din punct de vedere economic a scăzut, aș dori să vă scați dumneavoastră prețul de furnizare. Deci nu prea este în oglindă această practică. Aș mai avea o întrebare tot legată de facturi. Știm că prin ordonanța 44 statul a impus simplificarea formularului de factură. S-a întâmplat acest lucru? Furnizorii s-au conformat sau în continuare vorbim de lucruri complicat de înțeles, informații complicate de înțeles? Foarte complicat, pentru că începând din noiembrie au venit iarăși o serie de ordonanțe de urgență cu compensare, cu plafonare. Prima dată a fost compensare, dar doar la cererea clientului. Clientul, dacă nu își cerea compensarea, nu beneficia. Dacă nu știa că există opțiunea asta, nu avea ce să facă. Exact. Gândiți-vă că pe o factură, cum spuneați înainte, nu mai poate să fie acea factură simplă în care era un singur preț. Pentru că au intervenit ordonanța respectivă cu minus, ordonanța cealaltă, compensare, plafonare, toate aceste taxe
Recordul nostru la o factură pe care am văzut-o a fost de 35 de pagini pe o lună. 35 de pagini. 35 de pagini a avut o factură. Pentru a înțelege o astfel de factură ai nevoie să ți angajezi un specialist, altfel nu prea ai cum. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. O să revenim cu alte întrebări și o să prezentăm și studiul de caz la care am făcut referire anterior. O să ne explicați efectiv ce înseamnă plafonarea pe care a impus-o statul și la ce facturi ne putem aștepta după expirarea perioadei de plafonare. Vă mulțumim!